Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Factor Decizional. Doar 10% din bugetul destinat lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor a fost asimilat în primele 8 luni ale acestui an în Raionul Florești, adică s-au cheltuit doar 1,6 milioane lei din cele 16,5 milioane preconizate în acest sens. Care este motivul, dar și ce drumuri ar putea rămâne nereparate chiar dacă autoritățile urmau să le renoveze în acest an, discutăm cu invitații mei din această seară, Alim Afonin, vicepreședintele Raionului Florești, și Mihail Burușciuc, consilier raional Florești, președinte al Comisiei Buget și Finanțe. Bună seara, bine ați venit la noi! Conform raportului prezentat în cadrul Consiliului Raional, din cele 16,5 milioane lei planificați pentru direcția reparație și întreținerea drumurilor, s-au executat în primele 8 luni doar 1,6 milioane lei. Cum argumentați? Care este motivul? Tot timpul trebuie căutat motivele și motivele trebuie să fie pozitive. Motivele trebuie să fie cele care le așteaptă populația. Deci este vorba că noi avem și drumuri costisitoare. Iată așa cum este drumul L174 Ghindești-Cenușa, la care, în prezent, lucrările se execută. Este acest drum, conform divizului, care a fost efectuat în baza unui proiect, este de în jurul la 12 milioane de lei. Noi sperăm că acest drum va fi și în continuare executat și la timp va fi dat în exploatare. Fiecare din segmente care va fi pregătit, deci va fi achitat pentru lucrările executate. Este un drum foarte complicat din punct de vedere și ingineric, din punct de vedere și pentru automobiliști. Zeci de ani acest drum se planifica să fie reparat capital. Dar este, în sfârșit, am ajuns la o concluzie că ni s-a reușit ca acest drum totuși în anul acesta să se înceapă. Iată, suma totală de 16.554.000 de lei prevăzută în programul raional de întreținere și reparație a drumurilor, 12 lei revine acestui drum. Deci vă dați seama că sunt și drumuri, cum spunem noi, varianta albă, care ușor este de executat. Dar ceea ce e ușor să execute, nu totdeauna are o durată lungă, cum dorim noi. Pentru că în fiecare an trebuie să direcționăm surse financiare spre aceste drumuri. Varianta albă, Petriș. Dacă este un drum așezat orizontal, atunci noi putem să spunem că și 2 ani de zile pot să mențină această reparație. Dar dacă el are o înclinație cu grade și este periculos de coborâri, de ridicare, deci atunci dezepizirea, ploile torențiale, evident că toate lucrările, tot petrișul va fi iarăși spălat. Iată aceasta, pentru că noi și-am zis, trebuie să facem pas în pas, în fiecare an, ca să avem un procentaj mai mare de drumuri cu acoperire asfaltică. Ceea ce facem, de fapt, la Ghindești spre Cenușa. Iată, zeci de ani eu am vorbit, dar practic și pe timpurile sovietice, toate gospodările agricole care aveau marfa primă și trebuia să o aducă la fabrica de zahăr din Ghindești, practic o pierdea acolo, vreau să zic, în această luncă a râului Reult. Este un drum foarte complicat. Și iată, noi, anul acesta, sperăm că va fi reparat. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că contractul cu antreprenorul este semnat pe 2 ani de zile. Adică dacă acele 9 milioane și aproape 10 milioane prevăzute, și o să, deci pentru 2023, o să finisăm acest drum. Totodată noi și vom continua spre Cenușa și ridicarea în deal a acestui drum, în așa mod ca să atingem scopul să ne unim cu drumul G50, asfaltat deja. Iată, aceasta este speranța noastră, mai mult decât atât, nu numai noastră, a cetățenilor, locuitorilor satului, satelor din jur, pentru că dânșii doresc și așteaptă acest lucru. Asta este. Dacă tot vorbim despre drumul Ghindești-Cenușa, la ce etapă sunt lucrările?
pentru că ne aflăm în luna septembrie și înțeleg că achitări nu au fost realizate. Cum se explică? Nu, de explicat este ușor. Dacă sunt lucrările efectuate, executate, atunci vor fi achitate. Dacă lucrările nu sunt executate, nu ai ce achita. Eu vreau să vă zic că foarte mult am pierdut și în procedură de licitație. Foarte mult am pierdut și în problema legată de aceea că până la urmă am ajuns la un antreprenor care în baza contestărilor, în baza procedurii de licitație și în luna august, deci a fost semnat acest contract și s-au început lucrările. Eu am fost două ori prezent la aceste lucrări, vreau să zic că este într-un timp destul de bun și eu sper că lucrările vor fi calitative. Cel puțin ceea ce am privit, am văzut eu acolo, deci se lărgește deci acest drum, ceea ce niciodată n-a fost. Se fac lucrările conform proiectului faptului cum vor fi cotiturile, deci ceea ce înseamnă de siguranța pentru cei conducători auto care vor parcurge această distanță. Și evident că noi vom face o distanță mai scurtă pentru acești locuitori, acești sate care vor dori să plece la Chișinău, pentru că ei trebuie să ocolească prin Florești să înceapă să parcurge această distanță sau să meargă pe niște drumuri iară foarte rele direct. Iar dacă va fi asfaltat acest drum, evident că vor fi mulțumiți toți. Și noi cei care am realizat prin diferite metode, prin direcționarea surselor financiare și antreprenorul care va executa aceste lucrări și evident toți vor fi mulțumiți și locuitorii. Dar pentru noi doleanțele locuitorilor, dacă doresc și de mulți ani, cum am spus eu, zeci de ani despre acest drum se vorbește și tot timpul rămânea pe o problemă că nu sunt surse financiare și poate la anul le vom găsi. Iată, într-un fel am încercat să facem acest lucru. Nu ne este plăcut pe faptul că în sfârșit un drum foarte complicat, șerpuit, în vale, cu pietre, scări, foarte greu se lucrează acolo, dar totuși eu sper că acest drum va fi reparat și într-adevăr în termenii prevăzuți conform contractului. Care este motivul? Cum explicați că procedura de achiziție a durat atât de mult timp, că am ajuns în luna august, semnăm un contract privind implementarea unor resurse bugetate încă în 2021? Orice antreprenor care a depus actele și dacă ceva are întrebări, el poate să depună contestații. Pierdem noi, cei care așteptăm ca licitația să aibă un câștigător și să înceapă lucrările. Pierde și din timp și cel care a câștigat. El este o perioadă. Perioada se întinde. Asta nu depinde nici de cel care a câștigat, nu depinde nici de noi, pentru că totul se face prin achiziții. Noi nu putem cumva să contribuim sau să discutăm cu cel care are niște pretenții. El are dreptul la pretenții dacă ceva și el depune. Și iar în termenul până ce se revizuiește toate chestiile, ce se trece. Dar știți, în primul rând vreau să spun că și antreprenorul care a câștigat, noi cunoaștem, noi deja ne-am informat despre el mai mult, noi ne bucurăm faptul că aceștia lucrează la acest drum. Eu două ori am spus că am fost acolo și am văzut și tehnica care lucrează ei. Sunt niște antreprenori că tehnica deodată demonstrează ce antreprenor este. Capacitatea, evident. Domnule consilier, cum apreciază dumneavoastră activitatea aparatului președintelui și cum implementează în practică deciziile aprobate de către aleșii raionali? Eu am să încep de la ceea că dumneavoastră ați menționat mai sus că s-au asimilat 1,6 milioane de lei. Eu aș spune altfel, conform informațiilor prezentate în cadrul Comisiei de Economie, Buget și Finanță,
de către specialiștii secției construcții, putem spune că au fost achitați 1,6, adică nu asemănați, că sunt multe lucrări care sunt în curs de executare. O parte la momentul petrecerii ședinței atât a comisiei cât și a Consiliului erau prezentate deja procese verbale pe un șir de lucrări executate, care urmau a fi procesate și îndreptate spre plată. Un alt aspect care aș vrea să-l menționez este că ponderea cea mai mare în programul de întreținere, reabilitare, modernizare a drumurilor o deține drumul de la Ghindești. Conform licitații petrecute, fiecare antreprenor a depus un grafic de executare a lucrărilor. Și din câte cunoaștem noi, antreprenorul a dat asigurări că se va încadra în graficul de executare a lucrărilor. Poate cureva mici abateri. Deci sperăm că până la finele anului majoritatea panelor să fie valorificați. Conform contractului și graficului de realizare a lucrărilor, când este planificată finalizarea porțiunii din anul 2022? Noi avem acolo aproape un kilometru lungime acestui drum. 298 de metri, dacă mai concret. Finalizarea drumului, aceasta este acoperirea asfaltică a drumului. Aceasta noi o considerăm finalizare. Exact. Noi n-am pus problema că până la 25 noiembrie sau până la 25 decembrie anul acesta să fie lucrat. Pentru că noi în decembrie intrăm într-o perioadă de iarnă, unde noi nu putem prognoza situația care este. Dar toată perioada care va fi bună, va fi stabilă pentru lucrările respective, ele vor fi folosite într-o executarea acestor lucrări. Maximum se va face. Necât încă contractul este prevăzut pentru 2 ani de zile, după cum am vorbit eu, deci noi sperăm că vom putea realiza chiar și poate anul acesta să finisăm ceea ce e prevăzut pentru 2 ani de zile. Asta ne rămâne numai cum este, va fi perioada de iarnă. Perioada de iarnă, mai ales că toți ar fi dorit ca perioada de iarnă, anul acesta, să fie una bună, cât mai blândă. Da, și noi credem că dacă vom fi ajutați din toate părțile și de Dumnezeu, și constructorii și drumarii, deși într-adevăr vor face față lucrului, dar noi ne vom bucura. Încă o dată repet că totul depinde de perioada de iarnă care este. Dacă nu vom reuși la 100% să realizăm, să fie realizate lucrările executate, nu este nimic strașnic, noi vom începe undeva din februarie, eu credem că va fi cald și iar, dar vă spun că acest aproape un kilometru va fi asfaltat, va fi un drum. Și de fapt vă invităm, colegii dumneavoastră, dânșii vin la noi la ședințele Consiliului Regional. Ne bucură faptul că deși demonstrează că la noi ședințele sunt transparente, de ce nu să veniți la acest drum? Noi și nu numai în emisiunea aceasta discutăm. Eu și data trecută când am fost, eu tot am vorbit despre acest drum, că noi suntem în prag de începerea lucrărilor. Pentru că pe noi ne bucură. Cu siguranță venim. Acolo este drumul, într-adevăr, este cu risc sporit. Și lucrările sunt destul de dificile, sunt în pantă, plus chiar și structura solului acolo este complicată în piatră. Noi sperăm că lucrările vor fi odată efectuate și să fie de durată. Și să crească siguranța pe traseul. Exact despre asta vreau să vă întreb, anticipați cumva întrebarea mea. Care va fi calitatea lucrărilor executate pe timp de iarnă, toamnă-iarnă? Adică porțiunea dată de drum a fost proiectată, cu proiect verificat, unde s-a luat în calcul ridicarea securității însăși de exploatare a acestui segment de drum, pentru că acolo e în pantă, drumul este în pantă și creștea pericolul pe timp de iarnă și chiar în urma ploilor abundente, deseori spăla sau cum se făceau
canale mari care punea în pericol. Eu mă refer nemijlocit la calitatea lucrărilor. Cât de calitative vor fi lucrările executate pe timp de toamnă-iarnă? Privind construcția drumului. Noi nu credem că să ajungem la ștergerea stratului de asfalt în perioada rece, care o să fie cu temperaturi de mers. Cel mai scurt răspuns ar fi că drumul acesta va fi executat la un nivel conform normelor, conform standardelor, conform cerințelor pentru un drum calitativ. Dar și răspunsul domnului Mihai Burușciuc, consilier regional, și răspunsul meu este că vor fi calitative. Dar iarăși, când o să veniți, o să opteți să vedeți la sigur aceste imagini și noi vom fi bucuroși ca să fie demonstrat acest lucru. Dar vă asigur că cei ce am privit eu, cei ce am văzut când a fost acum la loc, deci am văzut că drumurile chiar și de pregătire, lucrările de pregătire, lucrările de terasament sunt executate foarte bine. Deci asta demonstrează, da, de la început, ca fundația acestui drum cu acoperire asfaltică să fie bine. Eu am văzut acolo lucrările, cei ce unii nu le execută. Eu, cum am văzut, că se execută chiar și lucrările de pregătire pentru a începe lucrările foarte bine. Așa că noi sperăm că totul va fi bine. Adică partea cea mai importantă este până la ștergerea stratului de asfalt. Exact așa. Așternerea stratului de asfalt nu e atât mult timp cât pregătirea însuși a bazei drumului. Deci care e destul de serioasă. Cum se termină, finalizează pregătirea bazei drumului pentru așternerea stratului de asfalt? E mai puțin timp. Și resursele nu vor fi cheltuite. Ce se întâmplă cu aceste resurse? Nu trebuie să fim atât de pesimiști. Totuși... Haideți să punem altfel întrebarea. Sunteți siguri că lucrările planificate în programul de repartizare a locațiilor, în programul de întreținere și reparație a drumurilor publice, locale, de interes regional, vor fi executate? Și atunci, evident că noi toți suntem siguri. Pentru deci că nu putem exclude probabilitatea că timpul ne joacă festa, lucrări în aer, și eu am vorbit liber, și atunci este probabilitatea ca lucrările să nu fie realizate. Ce se întâmplă cu resursele financiare alocate în cazul dat? Se întorc, noi sperăm că ne admitem chiar, poate parțial să nu fie executat, adică că riscul care e real este parțial, asta nu înseamnă că grosul banilor alocați pentru construcția drumului nu ar fi valorificat sau nu acesta. Dar dacă să mergem pe logica dumneavoastră că oricum există un risc din nevalorificare, banii se întorc în bugetul de stat. Noi sperăm ca autoritățile centrale pentru anul următor bugetar, având la bază că există contractul semnat de 2 ani, că există proiectul în derulare, practic, sperăm că ne vor realoca banii pentru, ținând cont de finalizarea proiectului. Care alte porțiuni de drum vor mai fi reparate sau deja sunt pe etapa finală? Noi vom intra în pregătirea bugetului pentru anul viitor și atunci, ținând cont de sumele alocate de la bugetul de stat, vom discuta despre prioritățile care există în raion. Pentru că sunt un șir de priorități care noi trebuie să le acoperim pe toate, dar iarăși. Noi avem drumul Putinești, gura Căinarului, Ivan Euca, tot trebuie de finalizat. Cu acoperire asfaltică. Avem și alte drumuri. Noi avem în jur la 30% în raion, drumuri de interes raional cu acoperire asfaltică. Ele sunt tot deteriorate. Mulți ani nu s-au reparat, deci nu s-a așternut, nu s-a făcut, cum se folosește așa noțiune, plombare. Nu știu cine a inventat această noțiune de plombare, știu că numai în stomatologie se folosește această noțiune. Au folosit-o și în inginerie, dar mulți ani s-au făcut numai aceste lucrări. Iată când vom așterne drumurile cu asfalt, așa cum prevede tehnologia, evident că și lungimea, durata lungă acestor
acestor drumuri va fi una pe care o așteptăm, o așteptăm cu toții. Deci noi vorbim că cele mai mari sume sunt direcționate, iată, în planul pe care l-am aici, deci la drumurile cu acoperire asfaltică. Și aceasta este evident, pentru că noi permanent lucrăm și asupra drumurilor cu varianta albă, dar din fiecare an tot ne întoarcem la aceeași situație. Trebuie totuși să mergem să-l facem, să luăm riscul acesta, să mergem, da, cu un drum în fiecare an, dar să începem a-l asfalta, cu porțiuni mici, dar să începem a asfalta. Acolo unde, încă o dată mă repet, acolo unde drumurile sunt orizontal, petreșul de la dezepezire, de la ploi torențiale, de la alte schimbări climaterice nu prea sunt cumva afectate. Dar acolo unde sunt deci, drumuri cu înclinații, deci la ploi, la dezepezire, tot petrișul acesta îl găsim cu tot o altă parte și noi iară trebuie să finanțăm. Și uitați-vă, dacă calculăm aceste surse financiare, de câte ori noi pe fiecare drum direcționăm pentru ca cât de cât traficul să aibă loc, vreau să zic, cât de cât să fie cu siguranță normal, ca și cei automobiliștii să nu aibă frică, nici călătorii să nu aibă frică în autobuz să plece. Deci permanent achităm. Noi avem două sate destul de problematic cu drumurile. Este vorba de Zăluceni și Vertiujeni. Deci acolo satul este pe malul Nistrului, dar drumurile republicane sunt la o înălțime destul de mare și coborârea aceasta tot timpul nu ne face probleme. Noi permanent în fiecare an, în Vertiujeni, permanent reparăm drumul, dar până la urmă, în luna martie, vreau să zic că noi ajungem la situația că tot petrișul acesta este în vale și încă și acolo trebuie să depui eforturi, cheltuieli pentru ca iarăși din nou să-l care din sat. Deci drumurile trebuie să fie cu acoperire, așa cum le facem noi cu asfaltare. Da, în contextul ăsta vreau să menționez că în ultimii ani noi am schimbat puțin strategia, am început cu proiecte așa mai serioase pentru repararea sau chiar construcția, spunem, a drumurilor în varianta asfalt, că noi am început-o cu drumul Putinești. În doi ani la rând s-au valorificat într-un an 8, dacă nu mă greșesc, într-un an 6 milioane, adică am pornit pe drumuri așa conform proiectelor tehnice, elaborate, să mergem, adică cu ponderea sau grosul bugetului de întreținerea drumului pentru construcția drumurilor așa, în mult varianta capital. Sau mult capital. Pentru, cum a menționat Alin Anatolici, să nu irosim banii pentru întreținerea de rutină an de an și fără rezultat bun. Dacă vorbim de porțiune de drum Ghindeș-Cenușa, câte localități vor beneficia de această porțiune de drum? Câți cetățeni de raion vor fi beneficiari acestei investiții majore? Noi avem acolo numai comuna Roșietici, în comună au trei sate, deci inclusiv satul Cenușa. Noi avem sate ca cum sunt Serbești, Nicolaevca, partea aceea, Valea Rădoaie, toate satele acestea, ele, dacă vor fi drumul acesta asfaltat, ele toate vor beneficia. Eu nu mai vorbesc și de Cașunca, tot pot să vină. Eu nu vorbesc de locuitori, de cetățeni în Republica Moldova, de oaspeți care iarăși vor... traficul va fi mai mare, cu mult mai mare pe drumul acesta. Pentru că el va da viață un trafic destul de bun. El are strategic, din punct de vedere strategic, acest drum, dacă va fi asfaltat, el scoate atâtea probleme și va aduce atâtea succese și atâtea realizări acestor localități, inclusiv și, evident, locuitorilor. Asta este, eu încă o dată repet, este un lucru foarte binevenit că s-a realizat tot ce se dorea de făcut zeci de ani și în sfârșit noi am hotărât să mergem și am ieșit cu un proiect de decizie, am ieșit la Consiliul Regional, unde s-a explicat de ce anume la acest drum
să fie alocate și devizul prevede aproape 12 milioane de lei. Eu vă zic că toate întrebările care au fost acolo puse de consilieri sunt binevenite. Fiecare consilier dorește să afle o informație. După ce li s-a explicat, evident că a fost și aprobat acest program prin proiect de decizie. Asta este. O altă decizie în ordine de zi a fost și decizia cu privire la lichidarea școlii primare din satul Bubulești, care presupun că influențează în mod negativ localitatea. Câți copii, câți profesori au fost afectați de această decizie? La ce distanță se află cea mai apropiată școală? În primul rând, răspunsul pe care eu o să-l dau acum și o să-l audă telespectatorii, vreau să spun că consilierul regional care o să audă răspunsul meu este tocmai locuitorul comunii Gura Camenci, acolo unde este și satul Bubulești. Deci, în primul rând, școala primară din Bubulești a fost și filiala gimnaziului din Gura Camenci. Este la o distanță de 2 km de la gimnaziul Gura Camenci. O parte din elevi, părinții au depus cerere și fără ca să vină să facă studii la școala primară din Bubulești, plecau la gimnaziu. Astăzi putem vorbi că au rămas 7 elevi la școala primară din Bubulești. În discuții cu părinții, deci s-a convenit ca dânșii să depună cerere, au înțeles, li s-a explicat, și transportul, necât încă 2 km distanță, transportul îi va transporta zilnic la ca să fac studii la gimnaziul Gura Camenci. Vreau să zic că acolo este și un stadion bun, acolo este și o ospătărie bună. Acolo eu nu vorbesc de energie electrică, eu nu vorbesc de căldură, eu nu vorbesc de alte. Deci totul este destul de binevenit. Mai mult ca atâta, niciun învățător care a muncit până acum în școala primară din Bubulești, niciun lucrător auxiliar nu va fi disponibilizat. Ei toți vor avea locul de muncă. Învățătorii vor avea ore de predare. Condițiile de studii în gimnaziu Gura Camenci, evident că este unul mai bun decât condițiile în acea școală primară, unde erau la număr 7 elevi. Condițiile de predare pentru învățători și profesori este la fel un mai bun decât de acolo. Iată, în aceste condiții s-a și hotărât de fapt să vină Direcția Educației, să vină cu un proiect de decizii pentru ca consilierul regional să discute această problemă. Eu mai mult decât atât vreau să spun. Eu tot timpul am fost de partea celor care erau împotriva închiderii, lichidării. Mai sunt încă noțiuni diferite acolo. Optimizări și așa mai departe. Da, se folosesc diferite noțiuni. Eu tot timpul am fost împotriva închiderii, lichidării și optimizării școlilor. Dar noi vorbim despre filiala gimnaziului. Nu o școală să vină în alta. Filială. Noi vorbim despre condiții și noi vorbim despre distanță. Deci, în aceste condiții, evident că s-a adus la o hotărâre prin care s-a aprobat și proiectul de decizie. Asta este. Da, este regretabil că am ajuns la așa momente pentru ca să închidem filiala școlii gimnaziului Gura Camenci, școala primară Bubulești. Un factor, cred că, care cel mai tare ne afectează este factorul demografic. E o decizie argumentată din toate punctele de vedere. Gimnaziul Gura Camenci este o școală bună, o școală puternică, are recent renovată și sala sportivă, sala de sport, sunt condiții pe interior bune, renovat, managementul școlii lucrează în continuu pentru îmbunătățirea condițiilor de studii, sunt dascăli, sperăm copiilor din Bubulești să le
facă bine, adică să obții studii de calitate. Practic, la școala Bobleș se primea că mai mulți elevi într-o clasă sunt într același ciclu învață, adică 2, 3, 4. Adică aici putem, adică nu sunt specialist în domeniul pedagogic, dar cred că nu se obțin studiile cele mai bune. Și fiecare din părinți cred că își doresc să obții copiilor studii bune, să aibă să le construiască un viitor bun. Noi la fel am avut cândva și altă problemă, la fel cu gimnaziu din satul Gvozdova, la fel s-a ajuns la situație, în această gimnaziu. Acolo era gimnaziu și școala tot timpul primară. S-a ajuns la aceea că gimnaziu a fost optimizat, a fost trecut elevii la Gura Camici, pe urmă însă rămăsesc școala primară, Gvozdova, și la fel școala primară, practic am ajuns la 1 septembrie când nu era 0 elevi. Adică părinții au conștientizat că e mai bine să frecventeze copiii în gimnaziu din Gura Camici. E dureros, încă o dată, menționez, că mergem cu așa tendință, cu așa dinamică. Ar fi bine invers să fie, să construim, să lărgim pentru elevi. Din păcate, asta e realitatea. Acestea au fost întrebările care am vrut să vă le adresez în astă seară. Eu vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite. Cu siguranță locuitorilor din Raionul Florești este mult mai clar și mai pe înțelese viziunea și abordarea Consiliului Raional și a aparatului președintelui în tot ce înseamnă gestionarea resurselor, infrastructura locală. Vă mulțumesc pentru prezență, o seară liniștită să aveți. Da, vă mulțumim. Dragi prieteni, aici emisiunea noastră la sfârșit. Un weekend cât mai liniștit să aveți. Urmăriți pagina TV Nord pe rețelele sociale.